Până pe 19 aprilie, creștinii ortodoxi parcurg postul Paștelui, curățindu-și trupul și sufletul pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. Iată câteva sfaturi de urmat în această perioadă pentru a evita carențele alimentare din perioada postului și pentru a respecta principiile unei nutriții corecte. Cei care țin post preferă de multe ori să gătească legume fierte excesiv sau cu adaos de ulei și bulion în loc să apeleze la alimente mai puțin preparate ce își păstrează calitățile nutritive. Nu simplificați postul cu porții uriașe de cartofi prăjiți peste care adăugați ketchup. Stomacul, ficatul și bila vor avea mai mult de lucru. Ce recomandați de mâncare în perioada postului? Acum știm că cercetători din toată lumea, medici, biochimiști, ingineri, biologi, toți au ajuns la aceeași concluzie. Moartea pleacă din intestinul gros. Așa că trebuie să ne schimbăm stilul de viață și odată cu postul să începem cu o hrană sănătoasă. Eliminând din alimentația noastră laptele, carnea și toate produsele de origine animală, brânză, ouă, vom trece la un regim de hrană naturală, incluzând foarte mult cerealele și semințele. Să începem masa cu un mix de cereale, fie ovăz, fulgi de hrișcă. Eu recomand pentru cei care vor într-adevăr și să slăbească și să se însănătoșească, au o poliartrită, probleme cu inima, cu colesterolul, să țină 9 zile o cură cu hrișcă, doar cu hrișcă. Se poate mânca oricât dorim și se mai poate adăuga pentru cei care nu rezistă, să spunem așa, câte o banană sau câte un măr. În rest, numai ceaiuri și acest regim cu hrișcă care, pentru cei care l-au ținut și sunt o mulțime de clienți ai noștri care au început să facă asta și au recunoscut la unison că se simt mai tineri cu 2-3 ani. Să nu uităm de semințe, cum ar fi semințele de dovleac, semințele de in, care au o bogăție de acizi omega 3, 6, 9, cum sunt semințele de in, care se pot măcina, se pot chiar încolți, pentru că știm toată lumea, germenele are, este viață practic și conține o bogăție de enzime care ne ajută organismul într-o refacere și o echilibrare metabolică. Pe urmă există fulgii de ovăz, la fel pentru cei care au probleme de colon iritabil, probleme cu Helicobacter pylori, o lună de zile în loc de apă pot să bea decoct de boabe de ovăz. Nu eu am spus asta, ci au spus o mulțime de medici, cercetători ai lumii, care știu că aceste mucilagii și bogăția de B-uri pe care o conține ovăzul aduc o ameliorare foarte rapidă în toate bolile digestive. Este foarte bun la gust și reprezintă o hrană în sine. Perioada de post nu trebuie să însemne o punere la încercare a voinței în care te abții să mănânci ceea ce îți place, ci și o perioadă de curățare a organismului de toxine.